apocalypse. Hai, salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial pe Escape from Tarkov. Astăzi ne aflăm din nou pe Interchange, pe harta Interchange, unde o să vă arăt cam toate hidden stash-urile, toate stash-urile ascunse de pe această hartă. Pentru cine vrea să luteze pe această hartă fără risc, deci fără să intre în acel mall, poate să facă în conjurul hărții. Sunt hidden stash-uri, sunt 18 hidden stash-uri în total. O să vi le arăt, sper pe toate, dacă nu ratez vreuna dintre ele, dacă nu e vreuna dintre ele. Așa, ca să puteți să luptați liniștiți. Bun, începem. Suntem în momentul de față la Railway Exfil, punctul de extracție PMC. Începem de aici și o să facem un tur complet al hărții prin care vă arăt toate hidden stash-urile care sunt pe hartă. Bun, aici avem primul hidden stash. După cum puteți vedea, acolo este punctul de extracție. Vedeți toate bucățile astea de beton, aici avem primul. Mergem mai departe. Aici îl avem pe al doilea, după cum puteți vedea. Mai departe, aici aveți 4, dacă nu greșesc, toate foarte apropiate. Merge este al treilea. Cred că este unul și aici undeva. Nu. Ok. Aici este al patrulea. Iar mai în față puțin ar trebui să-l găsim și pe al cincelea. Aici îl avem și pe al cincelea. Acum luăm o siringă ca să ne ajute puțin la stamina. O să ne întoarcem înapoi către ieșire, către ieșirea de unde am plecat, punctul de extracție de unde am plecat. Și o să o luăm la dreapta. Ne îndreptăm spre cele două poduri pe sub care treceți de obicei atunci când intrați în mall și, mă rog, lutați sau ceea ce faceți, și vă îndreptați către punctul de extracție dacă aveți railway, deci punctul de extracție de unde am început noi totul. Ca să ajungeți aici, de obicei treceți pe sub aceste două poduri. Sunt două. Primul nu ne interesează. O să ajungem la al doilea și sub al doilea pod o să vedeți că mai este încă un hidden stash. După cum ați văzut, primele 5 hidden stash-uri foarte apropiate una de cealaltă. Un spot foarte bun de lutat. Așa. Ajuns aici. Următorul hidden stash. După cum îl vedeți, atenție, trebuie să vă aplecați, ca să zic așa, ca să puteți să lutați acel hidden stash. Acum, continuăm paralel cu intrările principale în mall. Pe toată porțiunea aceasta, nu știu ce să zic, dacă convine să o faceți așa cum o fac eu în momentul de față, probabil este mult mai safe dacă mergeți undeva acolo larg, mai ales că pe toată porțiunea asta,
cât suntem în fața mall-ului, este un singur hidden stash de lutat. Deci nu vă este de foarte mare ajutor, mai ales că sunt mulți player, mai ales în zona aceea, care stau cu snipere și de cele mai multe ori când treceți pe aici o să tragă după voi. Eu o să vă arăt totuși și acest hidden stash ca să vă dați seama unde este, dacă în anumite cazuri vă aflați aproape de acest punct, să puteți să-l lutați. Este la baza unui copac, puțin mai în față. Puteți să luați ca punct de referință acel container verde și faptul că e undeva la început, la Oli. Partea aceasta de aici începe partea de Oli, deci undeva aici la început. Și puteți să vedeți aici hidden stash-ul. După care mergem mai departe, trecem de zona asta foarte periculoasă și ne ducem într-o zonă mult mai liniștită, mult mai safe a hărții. Vedeți aici acest stâlp cu toate panourile publicitare. În stânga lui avem încă un hidden stash. Pe undeva. Vedem dacă îl găsim. Uitați-l aici. Foarte greu de văzut din cauza ierbii înalte. Bun, l-am găsit. Mergem mai departe. Deja când ajungeți în zona asta, sunteți într-o zonă destul de safe. Pentru că pe toată partea asta de hartă, teoretic nu găsiți player. Adică este un spawn de player aici, dar de obicei fug foarte repede, intră înăuntru, nu stau afară, deci este o zonă destul de safe pentru lutat. Aici mai avem încă un hidden stash. Mergem mai departe. Aici undeva trebuie să mai fie încă unul. Uitați aici. Vreme foarte urât astăzi în Tarkov, din păcate. Aici încă unul. Mergem mai departe. Ne mai ajutăm cu o siringă ca să nu dureze foarte mult deplasarea dintre un punct și celălalt. Nu vreau să tai din toată treaba asta, din tot video, pentru că sunt persoane care poate încep jocul de puțin timp, au început jocul de puțin timp și nu cunosc deloc hărțile, nu cunosc punctele de referință și atunci le este destul de greu să înțeleagă mișcările pe care le fac dacă arăt doar spawn-urile. Aici, după cum vedeți, mai este încă un hidden stash.
Sper să mă aud de ploaie. Așa, și aici mai avem încă un hidden stash. Continuăm și ne apropiem de celălalt punct de extracție principal pentru PMC. Acestea sunt punctele de care vă vorbeam în video pe care l-am făcut cu cheile de pe această hartă. Aceste două puncte de extracție sunt punctele de extracție principale, aici este al doilea punct. Sunt punctele de extracție principale și sunt destul de campate de playeri. De aceea vă arătam că eu, chiar dacă cheltui niște bani pentru acea cheie 11 SR ca să pot să ies jos în subsol, acea ieșire este mult mai sigură decât aceste două. Aici mai avem un hidden stash. Și ne îndreptăm acum către Power Station, unde o să vedem ultimele hidden stash-uri. Atenție aici, de obicei sunt playeri. Vin la punctul acesta de extracție. Aici aveți un alt punct de extracție care este tot timpul deschis. Acolo. Uitați, dacă mă apropiu, o să extrag. Foarte important să știți despre acest punct de extracție. Acest punct de extracție este fără backpack. Deci fără ghiozdan. Eu în momentul de față nu am backpack, nu am ghiozdan. Dacă doriți să extrageți în acel punct, o să trebuia, și aveți ghiozdan, o să trebuiască să-l aruncați. Nu o să puteți să ieșiți cu ghiozdanul. E un punct de extracție foarte bun dacă ești într-o situație foarte dificilă, adică rămâi fără meds sau ceva și ai bleeding, heavy bleeding și așa mai departe. Se repede sau foarte bună în cazul în care găsești ceva foarte valoros și nu vrei să riști să mori, ca să îi pierd statutul de Find Your Ride, să pot să vin. Bun, aici avem, cred că penultimul hidden stash. Ba nu, greșesc. O să mai avem două și în fața mall-ului. Aici avem un hidden stash. Mai avem unul lateral la Power Station. Aici este Power Station, unde v-am arătat în videoul trecut că putem să activăm curentul. Oh, mulțumesc. S-a terminat ploaia. Nu reușeam să mă mai aud nici eu ceea ce spuneam. Aici vă arătam înăuntru. Sunt mai multe chestii pe care puteți să le lootați. Tot de aici dinăuntru activați curentul care este necesar pentru deschiderea unor uși în interiorul mall-ului. Aici este punctul de extracție cu mașina, mașina care momentan nu este. Dacă vedeți o mașină neagră aici, puteți să vă apropiați, dacă aveți 3000 de ruble, o să puteți să extrageți. Acum vă arăt încă un hidden stash care se află aici. După care mergem în față, în fața mall-ului. Mai exact, în față la Ideea, la intrarea principală Ideea, și o să vă arăt ultimele două hidden stash-uri de pe această hartă. Ne mai ajutăm cu o siringă. Aici sunt două hidden stash-uri pe care în mod normal, ca player, nu prea le face nimeni pentru că este o zonă mult prea riscantă. Dacă sunt făcute aceste hidden stash-uri, de obicei sunt făcute de scav player care intră
sunt în joc poate în ultimele 7-10 minute și atunci riscul este mult mai mic. Dar vi le arăt oricum să le cunoașteți poziția. Unul este aici. După cum puteți vedea, suntem în față la ideea, intrarea principală de la ideea. Aici puteți vedeți penultimul hidden stash. Și acum ne îndreptăm spre ultimul hidden stash de pe această hartă, care este aici în mijlocul circuitului de carturi. Mai exact aici. Cam astea sunt toate hidden stash-urile de pe această hartă. Sper că nu a ratat niciunul. Lăsați un comentariu dacă v-a plăcut, un like la video, lăsați comentarii în care, nu știu, cereți alte tutoriale dacă vreți să știți alte chestii, puteți să mă întrebați și în comentarii tot ceea ce doriți. Asta este pentru astăzi. Have fun!